ca să aibă dușmani. Că să-i facă moartea asta, eu așa dușmani nu știu. V-a spus la ce iaz pleacă? V-a spus la porcărie. S-a îmbrăcat cu haine tare călduroasă, că pe malul iazului e reșii. În ce moment v-ați dat seama că Sergiu a dispărut? În căutările s-au început la șeie, că eu îl sunam și-l sunam și-l sunam și-l sunam. Și unul din băieți care cu noi la căutări au fost, a zis că acolo este o groapă în deal. Se primește că de la iaz până la groapă, undeva vreo un kilometru jumate. Când m-am uitat, întâi bicicleta am văzut-o. Și pe dânsul l-am văzut. Și hanile care erau date focul, el era deasupra la haine. De el așa ca un copil când doarme cu mâna așa sub cap și strâns, ghimuit. El s-a chinuit încă era în viață așa. El. 10 coaste rupte deoparte, pe o singură linie. 5 coaste rupte partea opusă, pe aceeași linie. Oameni buni, nu este caracteristică asta pentru maltratarea fizică de către omul nenarmat, dar fie el și cu bătă în mână. Tu susții nevinovăția soțului tău. Îi motivează că el a plecat cu mașina noastră, dar mașina pe 15 august eu am accidentat-o. Soțul meu în seara aceea a venit acasă și nu am văzut careva schimbări la el, pentru că se face asemenea crimă. Oricum te deranjează ceva. Maria, dar ce spun oamenii legii? Care ar fi anume rolul soțului tău în această crimă? Declarațiile lui cumnata mea a fost așa că după ce a plecat soțul cu toți din Grigorievka, ei l-ar fi omorât pe Velicico Serghei. Așa. Și soțul meu s-ar fi întors cu mașina, l-a încărcat pe Velicico Serghei și l-a dus la groapă. Dar nu este posibil așa ceva. Astăzi continuăm să discutăm despre o crimă groaznică săvârșită acum aproape 3 ani în satul Coșcalie. Cadavrul mutilat al lui Sergiu Velicicu, un bărbat de 33 de ani, a fost găsit într-o groapă de la marginea satului, unde înainte se aruncau leșurile de animale. Potrivit medicilor legiști, bărbatul a fost bătut cu bestialitate, tăiat și ars de viu. Deși au trecut ani, rudele victimei se plâng că nici astăzi ucigașii nu au fost trași la răspundere. După denunțul unui martor, 5 bărbați au fost puși sub învinuire. Cine este acest martor și ce a povestit poliției, veți afla în curând. Această persoană își va face apariția în platoul nostru, la fel ca și unul din cei 5 învinuiți de omor, singurul care este cercetat în libertate. Vă reamintesc, până acum l-am auzit deja pe unul dintre învinuiți, Ilie Gorban, tata, 6 copii. Oamenii legii cred că anume el ar fi transportat cadavrul victimei la groapă. Bărbatul se apără și spune că dosarul împotriva lui ar fi fost fabricat. Acum a venit momentul să aflăm ce spun alți 2 învinuiți de omorul lui Sergiu Velicico, frații Ruslan și Denis Gangan. Ei s-au aflat în arest timp de 7 luni în penitenciarul numărul 13 din capitală, iar ulterior au fost transferați în arest la domiciliu. Mama celor 2 și soția unuia dintre ei au venit astăzi în platoul nostru. Să le întâmpinăm! Bună seara! Bună seara! Doamna Nadejda, spuneți-ne, vă rog, cum au ajuns feciorii dumneavoastră să fie învinuiți de omor? Da, ei nu-l știu pe Velicico. Nu știu? Nu-l știu băieții mei, nici nu le-au văzut niciodată. Ei nu au stat, ei pe Stanislav Sosedo știe. Așa? Da. Dar spuneți-mi, vă rog, totuși, poliția a legat cumva omorul de acțiunile lor. Nu în zadar. Ce le s-a zis la poliție atunci când au fost... Vorbile lui Ileana și lui Toleu, ei au ajuns pentru asta și ei vreau băieți să vadă de ce au stat 7 luni închis de vorbile lui Ileana și lui Toleu. Dar ei au fost în seara aceea... Ei au fost ziua la dânșă, în o gradă. Seara nu au fost. Au venit acasă Ruslan, pe urmă au venit Denis acasă și s-au culcat în ziua aceea. În până ziua la ora 10 au fost acasă băieții mei. Era seara. Da, apoi... Așa. Apoi ziua s-a dus la dânșa și a venit seara. Și au stat până la ora 10. Și la 10 ziceți că au venit acasă. Da, eu nu știu. Cum erau? În ce stare erau băieții voștri când au venit? Din ce vă amintiți dumneavoastră? Stare bună au fost. Erau Denis, da, Denis o leacă. Denis nu a fost servit. Dar Ruslan avea o leacă. S-a culcat. V-au spus ceva? Vi s-au părut agitați? Nu, nu, întristați? Nu, nu, obosiți? Nu, nu, nu. O venit s-a culcat Ruslan primul, o venit s-a culcat și Denis s-a venit. Ei au venit separat? Da. De ce oare?
ne-a spus că a stat o leacă și o mai e statul la vorbă că Tolea și cu Ilie s-au certat. Așa? Frații? Da, doi frați s-au certat. Așa. Și Dinisca i-a spus că nu se poate să vă certați, că sunteți frați de la o colungă acolo i s-au certat. Și băietul a spus că nu certe. Zic, hai, nu fă gălăgie, și tu că o prânești tu. Și Dinis, dacă a zis cu vorbă de așa, adem acasă. Și s-au pornit Ruslan și pe urmă Dinis. Dar frații s-au bătut? Da. Ce v-au povestit feciorii? A? Anatol cu Ilie s-au bătut? Era chiar bătaie s-o între certat, ei? S-au certat, s-au sfădit ei acolo. A, s-au certat? Da, ei s-au certat, de la o colungă. Dar verbal s-au certat sau chiar s-au bătut? Nu, de asta nu știu eu. Zic, ce v-au povestit feciorii? Da, pe ei băietul ne-au povestit că a zis că s-au început a sfădit. Că a venit unul acasă și a pomnit altul. Zic că eu am mai stat și am văzut că ei sfădeau. Și am spus că nu vă sfădeți, că sunteți frați, nu trebuie, nu-i frumos. Deci, da, el i-a spus că nu vorbi, că a s-o ieși tu. Nu. Dar ce v-au zis feciorii după, când ați aflat că Sergio a murit? Ei nu au zis nu știu că l-au văzut? Băieții mei. Și el nu era în gospodărie la Anatol? De la Zarabotcă, băieții mei. Nu, eu am înțeles. La Anatol în gospodărie, atunci când au băut cu toți, el era sau nu? Cine era? Sergio, nu băiatul era. Mort. Ei nu l-au văzut. Undeva trebuie să fost după, după la 12, așa se va. Dar la mii până la 10, după 10 am tăcat, băieță mii. Început la 12 și la noi până la Tolea Gorban este undeva vreo 3-4 km cu bicicleta. Da, 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 este departe de noi. Ecaterina, eu știu că erai de față când polițiștii l-au reținut. Da, eram de față. S-a întâmplat la ore 6 dimineața. Au venit mascații, chiar și poliția au venit și l-au arestat. Întâi era fratele meu. L-au dat jos la podeală, fără nicio întrebare, ca să pui vreo întrebare. Apoi și soțul meu l-a luat și din pat l-a luat, practic din pat l-a luat, trântit tot jos, l-a arestat. Fără a explica de ce, pentru ce fac ichi. Eu am întrebat, mie mi s-a spus să stau cu fața la perete, eu nu am stat. Eu când am ieșit afară, era o gradă plină cu poliție, adică și mașini, de fapt, și m-au luat pe mine și cu trei mașini și am plecat că fratele lui Ruslan era venit la o rudă de mea, Minănaș. Au venit în ospiței. M-au luat pe mine. Deci ei nu erau împreună în casă când au fost nu, arestați? Nu, era fratele meu. Iată și imaginele pe care le-au filmat, le-au filmat polițiștii la reținere. Haideți să le vedem. Asta e casa voastră, da? Da. Ecaterina. Aici stăteați voi? Da. Pentru că văd că sunt două Da, e într-o gradă. Dar bine, pe Ruslan... Acesta e fratele meu. Așa? Și acesta e Ruslan, am zis că o scoate din pat. Așa? Și iată în mașină deja mergeți. Dar pe Denis, când l-ați văzut? Pe el cum l-au arestat? Ai văzut? Da, am văzut, desigur că am văzut. M-a luat pe mine mașină, poliția. Și m-a dus că nu trăiește nănașa mea departe de noi. Și m-a pus să o sun pe nănașa mea, practic să-l scoat pe Denis la poartă. Nu mi-au dat voie nici să intru în ogradă, nici să-i spun ca la o persoană. Ieși afară că a venit poliția după tine. Nu mi-au dat voie. A ieșit afară. A dat salut cu domnul polițist, adică a dat mâna și n-a reușit să dă-i mâna că mascații l-au luat și l-au trântit jos și l-au lichit cu fața de gardă, adică nu frumos au făcut. Și eu i-am întrebat, pentru ce faceți așa chestii, omul nu este vinovat din ceea ce spuneți. Asta la cât timp după moartea lui Sergiu s-a întâmplat? La 2 ani. La 2 ani? La 2 ani. 2 ani. Da. Tu știi de ce fapte anume ei sunt acuzați? O să că eu așa zut închis, dar nu știe pe ce așa zut. Deși scopul așa să te închiși. 7 luni a stat băieți. Ce anume v-au zis oamenii legii? De ce sunt acuzați băieții? Nu a spus. De omor, a spus. Dar de cine nici nu. Și atât? Da, și atât. Detalii din... Detalii, nici 4 luni nu au știut nimic ce așa de închiși. 7 luni a stat amul pe nedreptul. De vorbele lui Ileana și de Tolea. Și eu când am vrut să iau legătura și băieții mie nu-s genovezi de fel. Domnul procuror, adică nu știam practic nimic de Ruslan. La o zi, două și ei mi-au spus că el are avocat de stat și el trebuie să vă telefoneze. Dacă nu vă telefonate, înseamnă că așa trebuie. Da, nu, o să că e... Dar dumneavoastră de unde, doamna Nadejda, sunteți atât de convinsă că ei nu ar fi făcut... Dar pe eu i-am cunoscut, eu sunt mamă. A vrea să află în 2 ani de zile. Nu sunt în stare de așa... Da, eu vreau să aflu ceva, tot o vorbă. A vrea să fie dresat, stăți. Dar cum, eu n-am auzit nimic. Nu mi-a spus nică niciodată, nu vorbi de băietul ăsta care a omorât. Eu am auzit de la doamna Elena. Cineva a făcut omorul ăsta, nu m-a mânut. La mine așa ne-a spus Elena Gorban. De Tolea nu, dar Ileana ne-a spus, după aceea o închisă-i. Haideți să-l auzim mai întâi pe domnul Mărgineanu și pe urmă continuăm.
Nu, în primul rând, nu vă supărați. Dumneavoastră țineți una și bună că ei au stat șapte luni. Nu, 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 au stat șapte luni și nu cunosc pentru ce au stat. Da. Asta este imposibil. Vă afirm cu toată certitudinea că la ziua de azi drepturile practic nu se încalcă. Deci dacă ai fost reținut momental în timp de primele minute ale reținerii, îți aduc la cunoștință temeiul reținerii și motivul reținerii și în baza cărei infracțiuni ești suspect. De atâta și te rețin. Deci e exclus. Momental se înmaintează bănuiala următoarele trei ore, dacă se duc la arest, momental, după trei zile, se înmaintează și învinuirea. Nu. Deci, practic, ești cunoscut cu toată lista temeiurilor și motivelor acestei rețini și în ce te învinuiesc chiar. Asta este exclus. Că mă tali o ții una și bună că ca mamă simți că nu ei au săvârșit infracțiunea. Asta e altceva, asta e moment psihologic. Nu este faptologic. Eu nu știu care fapte i-au determinat pe procurori de a merge la reținerea persoanelor. Eu sunt sigur că careva probe indirecte, dar le-au avut. Era imposibil să te duci să reții o persoană. O să vă spunem mai târziu, pentru că ei au fost cu toții reținuți și apoi puși sub învinuire după mărturia uneia dintre martori. Acum îl vom auzi pe Denis Gangan, de 24 de ani. Iată ce povestește el despre seara când a dispărut Sergiu Velicicu. Atenție la ecran. A fost acolo și fratele lui, eu am fost, fratele a fost și în câteva persoane străine din Grigorievka. Noi, da, am stat toți împreună acolo, am mai vorbit, s-au mai servit niște vin acolo. Nu, n-am stat, adică, până târziu. Și în șeciori ne-am dus pe acasă, fiecare. S-au dus fratele meu, m-am dus eu, s-au dus, cred că, și ceilalți, pentru că nu i-am văzut dacă s-au dus, dar cred că s-au dus, că n-aș stat la Tolia. Și ia că au trecut timp, au trecut 2 ani de zile și după care îmi spune că noi l-am omorât. Atunci seara, adică și în ograda și așa ceva, într-adevăr, nu s-a petrecut. Eu s-a văzut așa ceva sau știu așa ceva, eu avea să știu și în ziua de azi și avea să văd. Avea să știu, adică nu, nici că acum nu poți că să nu știi dacă s-a întâmplat așa ceva. Dar tu în seara respectivă, când a murit Serghei, tu l-ai văzut pe Serghei sau nu? Nu, într-adevăr nu l-am văzut. Iar nu l-am văzut în ogradă la Anatolie Gorban. Eu cât m-am aflat acolo, cât timp m-am aflat la Anatolie Gorban, în seara aceea, eu așa persoană n-am văzut în ogradă. Adică eu îl cunosc din sat, cunoșteam că-i fratele lui Velici Stanislav, dar niciodată n-am avut ocazia să mă întâlnesc cu dânsul așa, să dau noroc sau să stau de vorbă, niciodată. Nu ne-am întâlnit, nu. 4 luni de zile noi am stat fără să ne facă cunoștință cu dosarul. Nu, niciodată. Și permanent întrebam, pentru ce ne țineți aici? Pentru ce ne-am făcut? Zic, căutați adevărul. Nimeni nu ne-a ascultat pe noi niciodată. Ca un om care e așa, ca o piedică aruncată într-o parte, nimeni nu o vede și nimeni nu o ascultă și nimeni nu vrea să uite la noi. Că într-adevăr, zic, nu s-a implicat, zic, dar mă pune să răspund într-o infracțiune pe care eu n-am săvârșit-o, dar trebuie să răspund. Dar pentru ce, zic, nu știu. Da, după 4 luni am făcut cunoștință cu dosarul și am văzut că, într-adevăr, Tolia Gorban și cu Elena Gorban au dat declarații, așa declarații foarte grave împotriva noastră. Iar că atunci noi am făcut cunoștință, atunci am aflat că ei pe noi ne-au vrut în pușcărie. Foarte greu, foarte dureros, când stai și te gândești că acasă și din copil mic și te așteaptă și soția și părinți plus la asta. Acum, haideți să vedem ce povestește și fratele lui Denis, Ruslan Gangan, despre petrecerea după care a dispărut Sergiu Velicicu. Atenție! Eu în seara aceea am fost la Gorban, am stat puțin. Eu la 10 eram acasă. Nu m-am servit și am venit acasă. L-am luat pe Denis, am luat eu pe Denis, Ilie l-a oprit, Ilie Gorban l-a oprit pe Denis. Să mai rămânem acolo, eu am zis că nu, eu gata, mai ajung, eu pe mine pasteană. Când mă servesc, eu vin acasă și mă culc. Știu. Eu niciodată n-am stat cu dânsul, ori la fumat, ori la băut. N-am stat niciodată cu dânsul la masă. Și pe întâi dimineața, au venit și m-au luat obi. Și ocazie, ne-au controlat prin casă, cătau rechiziții pentru care de pescuit ceva. Zic, eu cu pescuit eu n-am treabă. Eu dacă mă duceam la ea, cu băieți așa. Mi-au spus că ea ca voia să a făcut o omor încoace, pe tine vină ești care, e omor, zic, eu nu știu cu ce ocazie, eu întreb. L-am întrebat pe Tolia cu ce ocazie o scris pe mine și eu zic că de frică, că l-au bătut, că l-au spus că eu. Eu nu știu ce ocazie ei. Eu nu știu, ei pe mine, când m-au dus la Chișinău, pe întâi, îmi spunea că scriu pe Tolia și pe Ilie.
Să spune că ei lăușesc pe Velea și Serghei și tu îți dăm drum acasă, tu ieți femeia și copilul, du-te pe știhotare. Dar tu anterior am avut probleme cu legea? Da, am avut. Ce s-a întâmplat? Am avut de niște cazuri, dar da, și ele se închis. Da, am avut 3 dosare. Dar pe ce articole? Eu am avut un furt acolo, violență în familie. Din declarațiile lui nu poți să culegi nimic informațional decât numai psihologic să te uiți la el și să înțelegi minte el sau nu minte. Dar asta e foarte greu. Eu ca exemplu, aș introduce obligatoriu testul la poligraf ca probă pe dosar. Măcar probă indirectă, nu directă, dar i-aș obliga pe toți să treacă prin acest poligraf. Pentru că în situația dată, neavând probe, e de ajuns o mărturie și e că eu nu zadar am spus. Eu nu cred că procurorii ce s-au dus acasă să se rețină cu mascații fără să aibă un temei. Temeii au fost două persoane. Două persoane mature, nu minore. Și vreau să vă spun că la ziua de azi nu bat pe nimeni la poliție. Eu cu certitudine vă spun la 99%. Apropo, ai pomenit, Iurie, de testul poligraf. Da, Maria. Soțul meu a trecut testul poligraf. El și când era închis, el cerea testul poligraf. El îi spunea, aduceți-mi testul poligraf, că eu nu mă tem de nimic, eu știu că nu sunt vinovat. La care ei refuzau. El îi spunea că în penitenciar nu se dă voie testul poligraf. Imediat cum a fost eliberat la arest la domiciliu, noi am apelat la domnul Sergiu de... La testul poligraf, la care el a venit acasă și a făcut testul poligraf, să fie anexat, pentru că soțul meu spune că eu nu am de ce mă teme, pentru că eu nu am făcut crima aceasta. Cel mai interesant că dacă în ograda fratelui, propriului frate, s-a întâmplat crima și chiar dacă fratele cunoștea despre acea crimă săvârșită în ograda fratelui, conform articolului 90 a Codului de Procedură Penală, el este exonerat de responsabilitatea de a depune mărturii împotriva propriului frate. Elena Gorban este soția unuia dintre învinuiții și cumnata altuia. Ea va intra acum în platoul nostru și ne va povesti ce le-a spus polițiștilor și ce își amintește din noaptea nenorocirii. Elena, te așteptăm. Bună seara! Elena, te rog să iei loc. Elena, te rog să ne povestești ce s-a întâmplat la voi acasă noaptea în care a dispărut Sergiu. Pe 23 august mi-a adus cumnatul Ilie o șțică. A venit cu coptul Igor. Și după aceea eu am tras o fugă până la magazin și am luat o bere. Ie până odată șțica jos. A venit înapoi, a servit un pahar de bere. Toleaș cu Dinis Gangan s-a dus cu al de Ilie la Grigorivka. Tolea ce că stuc la tata se dă în iepuri. Și după aceea, la ora 8 seara, Ilie a venit cu al de Tolea, cu Dinis, să-i aduc acasă. Acolo erau mai mulți, eu nu-i cunosc pe toți. Câți erau? Pe Igor și pe Sasha. Pe Igor și pe Sasha îi cunoșteai? Da. Dar restul nu-i cunoșteai, pe nimeni. După aceea, Tolea îmi zice și eu, tot Lenu și-ai spui ceva pe masă, bem câte un pahar de gin. Eu m-am dus fuga, am pus un lot, un scaun și am pus acolo. Eu, după aceea, eu m-am în casă. Ei când... stăteau în curte? Da, în ogradă acolo. Tolea s-a scos o caloncă afară să asculte muzică. Și după aceea, eu cum ședeam în casă, am auzit cum răcăni de acolo, cum Tolea, cu Ilie, la caloncă așa. Că Ilie își rucă caloncă, că se dă eluia să asculte muzică. Și Tolea a zis că nu. Și după aceea... Ei s-au certat sau chiar și s-au bătut? Nu, ei s-au certat așa amândoi. Și după aceea Dinis Gangan îi zice lui Ilie. Știți că sunteți frați și vă sfădiți amândoi. Și Ilie zice că o scădă de aici că îi se ieși tu una. Dinis treaz omul ca omul, luat și-o ieși repede la deal și-o s-a acasă. Ruslan Gangan la oare 10, el nu era de-am luat în obradă. Dar tu ieșai din când în când din casă și te uitai? Sau... Tolea m-a sunat mine, era ora 10 fix. M-a sunat, mă, câteva să... Mâncare ceva, pâine să duc acolo.
Eu când am dat să-i sun înapoi, dar cânta muzica, nu s-a auzit nimic. Dar voi așa vă sunați, el stând în curte și tu în casă, și vă sunați la telefon? Eu n-am ieșit, că erau toți bărbați acolo și eu n-am ieșit acolo în curte. Și după aceea, nu știu cât timp trecut. Ilie a plecat la un moment dat, fratele lui Anatol. Da, nu știu cât timp acolo, că s-a certăit Acolean. Și Ilie a luat o anată calonca și fugă rep dincolo la bus să iei acasă. Și tot le-a să duci anii de urmă și e, și-o duci înapoi în calidor acolo, la noi. Ilie s-a dus în păiatul unde era și țâca și trece și țâca și edicioare. Și-a venit unul, Sasha, de acolo și l-a prins pe Ilie și a mi-i bratul, tu ai luat și-a dus-o lui și-a mai vrei să o iei înapoi. Și el a luat și s-a suit și s-a dus. Când s-a urcat Ilie în microbuz, cine a rămas în curte? Numai eu cu Tolea, soțul meu. Numai voi doi ați rămas? Nu a mai rămas nimeni? Dar zi-mi, te rog, pe acest Sergiu Velicico, tu îl cunoșteai? Eu nici nu l-am văzut ăla. Dar după ce ai aflat că ziceai că pe unii bărbați nu-i cunoșteai, care au venit la voi în curte? Care au venit cu al de Ilie. Așa, și când ai văzut la televizor, la știri, că uite, l-a omorât pe Sergiu din sat, nu l-ai recunoscut printre acei bărbați care au fost la voi în curte? Nu. Eu am fost la țintirie mondială. Eu, soțul meu și unul din sat. Dima. Atunci ne-a arătat Dima fotca lui fratelui Tanislav. Și eu încă am zis zicut și seamnă cu dânsul. Atunci l-am văzut la șapă la primărie, m-a chemat, m-a început să mă cercetez pe mine, a început să spa acolo la mine. Și eu i-am spus, dumneavoastră, că n-aveți dreptul să răcăniți la mine, să spați, așa, Iana. Și el a și-a stat lung la mine și știu că eu știu precis că e cartofariu, dar soțul tău stă închis. Și eu am început să plâng și am spus, pentru ce stă închis dacă el nu știu nevoastră? Elena, eu am să te opresc în acest moment. Pentru că ceea ce spui tu diferă de ceea ce ne-a povestit Maria și soțul ei mai devreme. Ilie spune foarte clar că el l-a văzut pe Sergiu în curtea voastră. Eu nu țin minte, dar eu... Maria, spune-mi, te rog, diferă versiunile voastre și vreau să... tu să ne spui înainte ce crezi. Înainte de reținere, Vecislav Calmâș, eu spuse lui Ilie, te duci la fratele tău Anatolie și înregistrezi audio cum vorbiți voi și îmi trimiți mie. Adică să-l întrebi, îl cunoaște pe Velicico Sergei sau nu, a fost în seara aceea, să aduce la minte ceva, ori nu. Anatolie așa și-a zis că eu nu țin minte, dar Elena spune că... Deci Ilie așa și-a mers și a făcut acea înregistrare. Da. Hai la să auzim înregistrarea. Așa-l Nanda! Eu duc aminte. Da. Și... Da, Serioja Velicico fost aici, dar s-a dus, dar unde s-a dus, nu știu eu. Nu, el lămurea că duci încolo la ea, avea nu și unde, nu și avea el la dânsul. El ce că duc la ea. El a intrat aici, eu l-am văzut cu două bătăși de pivă. A noi am băut aici în câte un par de pivă și m-am dus trem de sâhă, adică ceva. Da, cum el s-a dus de aici. El grea de iaz. Singur mă te-am sus. Eu pe omul ăsta jur că eu nu l-am văzut, eu nici nu știu cum arată el la față. Despre ce vorbește în această înregistrare? Nu știu. Cum nu ți-i minte eu nici. Cum nu ți-i minte? E vocea ta în înregistrare? Da. Te recunoști, nu? Da. Așa. Și ziceai de el dar s-a dus la iaz. Dar nu l-am văzut pe omul ăla. Eu nu ți-i minte, dar eu pe omul ăla nu l-am văzut în ograd la noi. Păi de unde așa atunci ți-i amintești că el s-a dus la iaz? Nu a fost la noi în ograd. Elena, noi auzim două Elene diferite. Una spune că nu l-a văzut, alta spune că da, el a plecat la iaz cu sticla de bere. Eu nu ținem minte nici, dar eu nu l-am văzut omul ăla. Eu atunci la țintirim l-am văzut prima dată pe omul ăsta. Dar despre cine vorbeai că se ducea la iaz în acea înregistrare? Nu știu, eu l-am auzut de dată pe Ilie. Că Ilie a spus că a fost la noi în ogradă cu două șupuri de bere. De fiecare dată. Da, eu pe omul ăsta nu l-am văzut în ogradă. Și în altă dată tot spune în judecată, spune că eu singură le-am inventat. Nu-i frumos și faci. Pe urmă spune că au presat-o cineva, ca să spun așa declarația. Deci tu spui una, spui alta. Eu de frica care mi s-a făcut, eu nu m-am putut la nici de casă. Cum spune Codu, am luat truba asta și o tras în cap și eu zic, cum spun, dacă nu știu. Fii atentă, tu minți și e vizibil. Lumea se teme să vorbească. Dacă persoanele date ori să fie achitate, următoarea să fie pe bancă de acuzați tu. Au
au venit mascații și l-au arestat. Întâi era fratele meu, l-au dat jos la podeală, fără nicio întrebare. Și soțul meu l-a luat și l-a, din pat l-a luat. Asta la cât timp după, după moartea lui Sergiu s-a întâmplat? La 2 ani. Tu știi de ce fapte anume ei sunt acuzați? Mă, că eu aș azut în ghez, dar nu știi pe ce aș azut. Eu cum ștem în casă, m-au auzut cum răcăni de acolo, cum Tolea cu Ilie, la Calonca și e. Și Ilie a zis că o să dă de că îi se ești una. Dar zi-mi, te rog, pe acest Sergiu Velicico, tu îl cunoșteai? Nu știu. Cum nu mint eu, nic. În judecată spune că eu singur da. Le-am inventat. Da, nu-i frumos și faci. Pe urmă spune că o a presat-o cineva, ca să spun așa declarația. Deci tu spui una, spui alta. Haideți să ne spuneți ce credeți voi despre Elena care stă la noi pe canapea și spune că deci, nu l-a văzut pe Sergiu și vrut, Elena din înregistrare. Eu am vrut chiar de la început să o întrerup și să o întreb, dar m-am gândit ulterior am să pun întrebarea. Fii atent cum vorbești. Cel mai interesant, atrage atenția. Dă-te de aici că îi să iei și tu una. Dar s-au bătut? Nu, el nu a dat întrează. Dă-te de aici că îi să iei și tu una, înseamnă că el cuiva una deja i-a dat. Și urma să-i dă el la a doilea. Deci, fii atentă. Tu minți și-i vizibil. Vreau să-ți spun că e vizibil cu ochiul liber, că tu nu spui adevărul. Aici sunt elemente. Dacă soțul tău este învinuit de săvârșirea umorului, tu ai dreptul de a nu da declarații. Dar dacă le-ai făcut conștient, trebuie să știi că duci responsabilitate dacă ai dat pe cineva care n-au participat la săvârșirea infracțiunii. Și tu ai spus că ei au săvârșit infracțiune deosebit de gravă, ai să duci răspundere și ai putea să vezi soarele după gratii. Fii atentă. Iaca aici momentul aș insista tu să treci poligraful. Anume, după mărturia depusă de Elena, polițiștii i-au reținut pe cei 5 bărbați care ulterior au fost învinuiți de omorul lui Sergiu Velicico. Cum s-a întâmplat totul și ce le-a povestit Elena polițiștilor, auziți acum. Atenție la ecran. Când au venit ei și ne-au luat pe noi de acasă, la ora 6 și ceva. Când s-a întâmplat? Dimineață. Erau vă doi mascați cu fiețele astupate și doamna Denisa asta era așa, simplu. Și tău le-a lupus la pământ. Pe mine, eu, de frică, m-am scăpat în pantaloni și m-am dus să mă duc în parcex, eu să mă dezbrac, să mă schimb, să mă îmbrac altceva. El a venit acolo de mamă, e din ea asta și îmi spune eu că să spun, că o zic, alții să-ți plătească și bărbatul meu ăsta e închis. El a început, spune, zic, și să vă spun, domnule, nu știu ce să spun eu dacă nu știu nic. Și el a început să spală la mine, a început să facem tot felul, eu sunt sănătoasă, ca să iei dubinca și să ne ardă aici la... Ne arata. O zic la cărarea și eu, când ți-a fumat o dubincă, o zic ca să ai tăt. Eu și-o să te duc sub podval. Eu zic, o zic, tu știi fac, o zic, acolo, dacă ai te duci, o zic, ai și lege, o zic, până ai să saltui. Eu, de frică, așa pot spun cum ei, o zic, spun miciunile astea. Omul și-a fost la noi în ogradă, că s-a ninat de mine, că l-a pălit cu trubă în cap, l-a dat jos, că l-a luat l-a și l-a dus tipa cu natul și cu Tolea, gramad, l-a dus în deal la râpă. Și eu, spaimă și frică, am povestit cum mi-a spus ei, cum m-a pus ei pe mine. Eu spune că a zis că, tipa, că dacă n-a să spun așa, Iana, bărbatul meu stă închis. Da, dumneavoastră puteți scrie și citi? Greu. E singur, eu scris pe computerul ăla. Deci nu se spune adevărul. Fiecare știe mai mult decât spune și fiecare încearcă să meargă pe poziția că nu știu, toți sunt vinoveți și noi n-am fost și nu... Deci uitați-vă chiar de la început. Sergiu trăiește în același sat, vine foarte des acasă, e pasionat de același iaz, porcari, de-am și eu știu, porcărie și... Eu deja... Nimeni nu-l știe. Din prieteni, de aceeași vârstă, vecin cu... Nimeni nu știe, nimeni nu l-a văzut, nimeni nu l-a recunoscut, nimeni nu ține minte dacă el a intrat în ogradă, nimeni nu știe, dacă el a fost în ogradă, nimeni nu a văzut, dacă el a ieșit din ogradă deoarece toți s-au epuizat până la... Nimeni nu s-a certat, nimeni nu s-a bătut.
Vițica și aia scoasă, vârâtă înapoi, cu tot, cu boxe, cu... Adică clar că erau și conflicte, clar că era și supradozare de alcool, clar că era comportament inadecvat. Nimeni nimic nu a văzut, nimeni nimic nu spune. Dumneavoastră vă pierdeți în mărturii și sunteți tare, 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 foarte mult încurcată și nu știți care să o luați. Speriată? Dumneavoastră, da, și speriată. În una din cazuri ați spus adevărul, apoi v-ați speriat sau invers și ați spus în adevărul și acum dumneavoastră nu știți care poziție să o luați. Dumneavoastră e foarte greu, eu înțeleg. Când în ambele cazuri aveți de pierdut. Tragedie. Cel mai interesant, vreau să-ți fiu clar văzător pentru tine. Următorul pas, dacă persoanele date or să fie achitate, următoarea e să fie banca de acuzați tu. Elena, spune-mi, te rog, acum, pentru că în versiunea oficială Sergiu ar fi încercat să te violeze în noaptea aceea. Mm. Dar de unde s-a luat această... Eu când m-am dus la Căușeni, mine m-a luat întâi iunie, când m-a luat la Căușeni, pe mine și pe bărbat. Și acolo, și-a putară că ne la mine și o să mă facă în tot felul, spărietul. Adică tu vrei să spui că polițiștii ți-au sugerat să zici că ai... Da. Că Sergiu a vrut să te violeze. Da, ei tot au spus. Îmi spune că am luat cu truba asta și o tras în cap. Și eu zic, cum spun, dacă nu știu? Zic, și azi vă spun minciuni. Și el o spune. Și eu am început. Dar pe Sergiu l-ai văzut în noapte frică, ce e la voi în curte? Nu l-am văzut eu. Eu știu că ai scris mai multe plângeri după ce polițiștii te-au audiat. Da. E adevărat? Unde ai scris? La cine? La Chișinău. La Chișinău, la cine? La ce instituție? Ambele am scris la Procuratura Generală, la Avocatul Poporului, adică am scris mai multe plângeri, fiindcă... Pe ce v-ați plâns anume? Pe arestul necorect, pe ceea ce s-a făcut... Elena ea zice că eu vreau să scriu pentru că pe mine m-a impus să spun așa ceva. Așa, așa ai scris? Corect. Ai scris despre asta, Elena, da? Și da. Plângerile tale au fost înregistrate? Da. Zi-mi, te rog, și ce răspunsuri ai primit la plângerile tale? Nimic. Nimic? Maria, știi așa, poate ceva mai mult decât? Da, au venit răspunsuri de la Procuratura Generală, adică organele de drept și-au făcut lucru. De la Avocatul Poporului a venit răspuns că ei nu se amestecă într așa ceva. Dar totuși, din câte știu, s-a pornit o urmărire penală pe cineva, fiindcă Elena a fost chemată în luna lui februarie, mi se pare că la audieri. Anul acesta deja? Da, da, anul acesta. Nu a fost audiat iar. Adică încă o dată să fie întrebată, totuși ea a fost impusă, totuși a dat declarații false. Deci ai fost întrebată despre felul în care ai fost, da, cum am fost audiată mai devreme, da? Și cum ai depus mărturile. Da, și ce ai spus? Mine m-au pus, m-au presat acolo. Așa, deci te-au audiat încă o dată. Ca să spun toate minciunile astea. Și de atunci? De atunci nimic nu se mai aude. Domnilor experți, juriști, ce valoare ar avea aceste plângeri acum a Elenei și... Dacă se vor lua în considerare, în general, în acest dosar despre omorul lui Sergiu. Deci, în situația dată, dacă alte probe nu există, în afară de mărturiile lor și atât, nu este truba, nu este undițele, nu sunt careva urme plauzibile de această infracțiune, vă imaginați că niciun judecător nu o să condamne persoanele pe declarațiile care s-au inversat. Dar anume faptul că Elena spune că a depus mărturii sub amenințare. Doamna Natalia, fiți atentă. Cu martorul asemenea discuții nimeni niciodată nu duce. Asta poate să discute cu inculpatul, cu învinuitul, cu bănuitul care este bănuit de săvârșirea infracțiunii. Macar că la ziua de azi încă din potrivă solicită. Așa că nu vrei să dai declarație. Deci nu vă vine a crede că Elena a fost amenințată în acest hal. Pentru eu că este vă dau un hal. 90% că nu a fost amenințată. Noi am încercat să obținem un comentariu de la poliție despre o eventuală presare a martului din acest dosar, dar până la momentul înregistrării emisiunii nu am primit niciun răspuns. Elena, eu vreau să te mai întreb. Dintre cei 5 bărbați care au fost puși sub învinuire pentru omorul lui Sergiu Velicco, deocamdată doar soțul tău rămâne în arest, în penitenciar.
Da. Ce ți se spune? Cum se argumentează că doar el a rămas acolo în arest și nu a fost măcar transferat în arest la domiciliu? Spune, poate tu ți-ai minte și ori poate ți-ai adus aminte. Și Lenuțul zic că eu nici nu mi-am adus aminte ea ca și ți-am minte că eu pe dânsul nu l-am văzut în o gradă la noi. Și tu ce crezi? Ilie spune că l-a văzut pe Sergiu, soțul tău care băuse la fel ca și alții și era stăpân în casă. A zis că nu l-a văzut. Cum așa? Nu știu, eu tot nu l-am văzut la Nogradă. Eu am pus lor o mâncare și eu m-am dus în casă. Eu când am venit afară, erau mulți acolo, dar eu nu îl cunosc. Eu și atunci prima dată l-am văzut la Țintirie Mondial. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre o crimă cumplită comisă acum aproape 3 ani în Coșcalia Căușeni. Sergei Velicicu, de 33 de ani, a fost găsit mort într-o groapă de hoituri de la marginea satului. Cadavrul său era mutilat, iar ulterior medicii legiști au stabilit că bărbatul a fost bătut cu bestialitate și ars de viu. Rudele victimei se plâng că, deși au trecut ani, nimeni nu a fost tras la răspundere. Polițiștii au reținut 5 bărbați care au fost puși sub învinuire. Până acum am auzit mărturiile a 3 dintre ei. Toți se apără și spun că dosarul a fost fabricat. Acum în platoul nostru va intra singurul învinuit în acest dosar care este cercetat în libertate. Ceilalți se află în arest la domiciliu sau în penitenciar. Igor Coptu a acceptat invitația noastră și acum ne va povesti versiunea lui despre cele întâmplate în noaptea când a dispărut Sergiu Velicicu. Igor, te așteptăm! Zi-mi, te rog, tu când ai ajuns la Anatol în curte? Ai venit cu băieții, cu Ilie și cu ceilalți? Da. Cu microbuțul? Da. Câți ați fost când ați ajuns? Patru erați în microbus? Patru. Șase era. Șase erați în microbus. Șase. Dar Anatol era singur. În curte mai era cineva la el când ați ajuns? Nu, dar noi am venit cu Anatol. Odată. A, și Anatol era acolo, da? Deci voi în șase ați venit, în curte nu era nimeni. Nu era nimeni. Așa, era Elena care v-a deservit, v-a pus la masă. Da. Dar zi-mi, te rog, Sergiu, ce făcea? Care Sergiu? Sergiu Velicicu, băiatul care a fost ucis. Dar eu nu-l cunosc. Eu nici nu-l văzusem acolo. Dar tu în ce stare ai ajuns acolo? Deja erai bine amețit? Da. Și când ești bine amețit, îți pierzi memoria? Tot una, când vezi că, după cum a spus, că băietul a fost înalt, mare, când vezi așa persoană în față, îl știi. Și Sergiu nu era în acea noapte acolo. Dar tu când ai plecat de acolo? Nu, eu am ajuns și vreo 15 minute, m-am suit înapoi în busic. Și m-am culcat în busic. Da? Deci ei beau acolo, rămas, petreceau, dar eu am rămas la masă, dar mine a stat rău și m-am dus în busic și m-am culcat. Aha. Și când te-ai trezit? Când Ilie Gorban se vede cu fratele lui. De la o boxă, nu știu de la ce. Se certau tare și tu te-ai trezit, da? Da, da. S-au și bătut? Nu s-au bătut, dar se vedeau. Și Sasha, tot un băiet care era acolo, l-a luat în braț pe Ilie Gorban și l-a suit în mașină. Chiar în braț l-a luat? Așa da. De beat era? Nu era și nu știi, și beat, dar se vedea cu cătați mai departe să vedească. Ce înseamnă în braț să-l ia? L-a luat așa și l-a dus în mașină. Și ați plecat? În acel moment ați plecat cu toții? Da, cu toții. Chiar toți? A rămas numai Anatol? Numai Anatolie și un frate de-a lung Gangan, dar așa am văzut că el a ieșit mai la vale, că el a intrat pe o gradă și s-a dus. Și același lucru l-ai spus și la poliție? Da. Dar, Maria, eu știu că după ce polițiștii l-au reținut pe soțul tău, ai fost în Coșcalie și ai discutat cu mai multă lume. Da. Te rog să ne spui cu cine anume și despre ce ați vorbit. Am fost în sat Coșcalie, deoarece am auzit mai multe versiuni, că e, precum era fi fost în noaptea aceea, totuși la Iaz. Fiindcă din dosar știu că el la orele 12 l-a sunat pe Cristi. Cine e el? Sergei Velicicu. La 12 noaptea? Da. Dar totuși am auzit și alte versiuni, precum că Iulia Talcan ar fi, adică Anatole Vieru, iar fi comunicat că noaptea aceea fi alungat de la Iaz de 2 ori. Pe Anatole Vieru fiind proprietarul lacului. Proprietarul Iazului, da. Și eu am fost la ea acasă și am întrebat-o, Iulia, spune-mi, te rog, uite dacă tu cunoști, la care ea mi-a spus că da. Anatole Vieru mi-a spus că în seara aceea l-a alungat.
Și eu zic, Iulia, da, spune-mi, te rog, tu n-ai vrea să mergi la judecat să confirmi vorbele tale că el totuși în seara aceea a fost la Iaz? La care ea a început să motiveze că are copil mic. Eu iarăși îi spun, zic, păi eu vin cu mașina și te iau, te duc la judecat, chiar dacă ai copil cu copilul. A început alte motive, să spună că e are planuri să se mute din sat, să se ducă la soțul său în alt sat, eu nu știu unde, ea este recăsătorită. Adică, într-un sens, că parcă s-ar teme să margă, să spună că da, într-adevăr, i s-a spus, i s-a comunicat. Tu despre asta le-ai spus poliției, procuraturii, nu, avocatului asta, vostru? Asta acum eu, în luna lui ianuarie, mi se pare că am fost la ea acasă. În luna undeva, noiembrie sau decembrie, am fost la doi băieți care tot așa am auzit că ei noaptea aceea totuși ei au fost la Iaz, precum și au văzut că îl băteau pe Velicico Serghei. Cine? Ionel, pe unul îl cheam că-i doi băieți de Gemeni. Și la lui Marina, lui Huriuc, la băieți și ea. Și i-am întrebat și da, eu zici că pe noi tot ne-au chemat la primărie, ne-au ținut, ne s-au propus chiar și bani. Și la care întrebare eu îi spun, pentru ce s-au propus bani? Au eschivat, adică s-au abătut de la temă, n-au mai vrut să vorbească. Totuși cineva știe în satul acela ce s-a petrecut. Lumea se teme să vorbească. Eu așa ne-am făcut o impresie că lumea se teme să vorbească. E interesant, de cine suntem? Nu știu de cine suntem, dar... Credeți că cei care l-au bătut sunt mai influenți ca voi? Da, s-ar putea teme de ei. Fiindcă ei se tem de cineva. La întrebarea care eu am spus, Iulia, hai te rog frumos, în judecat să confirmi. Ea a început să motiveze care copil. Cineva care e legat de cu arendașul Iazului? Da. Pe dosarul acesta au fost învinuit și dați drumul 50 de persoane. Dar spuneți-mi, vă rog frumos, soțul ei, adică cumnatul tău, ce a declarat în dosar? La fel, că adică Serghei Velicico a vrut să o violeze pe Elena, că ei... Totuși l-au ucis, adică, da? Da, adică... Au recunoscut vina? Parțial și recunoaște vina, așa scrie. Ce înseamnă parțial? Dar ce anume nu-și recunoaște? Din declarațiile lui, cine l-a dus pe dânsul la groapă și l-a aruncat? Soțul meu spune că el s-a întors cu Volkswagen Golf, care l-a urcat pe Velicico Serghei în mașină și l-a dus la groapa respectivă. După care s-a întors cu mașina, a urcat bicicleta și restul haine și le-a dus iarăși mai departe. Eu știu, nu scrie direcția unii. Omorul lui Serghei Velicico este cercetat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Penale. De acolo am încercat să obținem un comentariu despre acest dosar, însă deocamdată nu am primit niciun răspuns. Doamna Zinaida, către dumneavoastră este întrebarea și tu, Stanislav, pentru că știu că ți-ai promis cumva că vrei să afli adevărul și o să mergi până în pânzile albe. Acum, ce credeți acum? Iată, i-ați auzit pe toți oamenii aceștia, i-ați auzit pe 4 din 5 asta... inculpați. Martorul principal în acest dosar, rudele celorlalți. Iată, cum am aflat, că Sirioja, da, într-adevăr, a fost la Tolea, că a fost bătut. Tu chiar crezi că a fost el acolo? Pentru că, uite, o parte din ei spun că nu l-au văzut. După spusul lui Maria, eu cred. Dar după lui Ileana, eu... Că nu l-a văzut, că... Ce vreți să faceți mai departe? Ce vreți să obțineți? Și care este adevărul pe care îl așteptați? Adevărul să fie răspătită moartea lui Serioja și criminalii să fie pedepsiți. Mergi... Cei care nu sunt vinovați. Păi asta, eu nu... Făcuți ca o libertate. Și-au dat libertate și care sunt. Cei nevinoveți suferă familii. Distrug familii întregi. Și-au lui Ileana. Eu, de frica care mi s-a făcut, eu nu mă pot apela nici de casă. E că Când, după ce ne-au dat drumul și la Tristă, de la Tristă, și eu de m-am întâlnit cu doamna Ileana la sud. Și zic, cum tu m-ai pus pe mine, ai arătat la fotografia mea și tot așa, că eu am fost acolo, dacă eu
nu m-am întors înapoi, nu, dar eu a arătat la altcineva. Dar polițistul care duce achetatorul o să arăte la mine. Și pe cine crezi? Da, eu nu ce fac acolo și... Eu am fost impusă la așa ceva. Eu n-am spus de la mine. Ei pe mine m-au pus ca eu spun așa ceva. După reținere, aproximativ 6-7 zile, eu o luasem pe Elena la mine, că eu am fost la ea. Am văzut-o că e în stare foarte, zic că tu vrei să mergi la mine, să stai la mine, că văd că ești speriată. Ea îmi spune că da. A fost sunată de Calmâș Vecislav. Cine este? Anchetatorul de la PC Cox. A fost chemată acasă, la care el mai avea niște întrebări, la care n-au terminat de rezolvat. Deja m-am dus eu cu Elena, am pornit camera de la telefon, zic să văd ce întrebări are totuși. Eu am văzut poziția Elenei, eu am văzut-o cât de speriată era, la care Vecislav îi spune lui Elena, hai că am niște întrebări cu tine de discutat. Elena, la care îi spune că eu fără advocat deja nu mai vorbesc. Și el văzând că eu îl filmez, a început a eschiva și... Hai, stânge, te rog, camera, că nu e cazul să filmez. Una, două, îmi spunea să stâng camera și îi spun, zic, eu totuși nu vreau să stâng camera. Ce, aveți ceva de ascuns, aveți ceva... Au stat, erau doi bărbați, era Vecislav Calmâș și încă cineva. Se uitau unul la altul și se mai ștergeau pe frunte, nu știu ce acolo. Și s-au mai uitat unul la altul încă o dată și am înțeles că Elena nu o să mai dai declarații. Îi spune, Dumnezeu să te aibă în pază, așa cu exprimații mai sincer, mai temeam după asta. Eu mă duceam des să văd ce se aude în cușcălie, dacă Elena primea scrisori, mă duceam... Deci această urare din partea lor a sunat mai multă amenințare. Da, m-am pus, dar n-am spus la nimeni că mă tem să mai retrăiască cineva de fiecare dată când mă duceam la cușcălie. Pe dealurile Florica, acolo este Baccelia, sincer mă temeam. Asta e foarte bine că dumneavoastră cătați adevărul până la capăt, dacă nu l-a făcut poliția în primele zile, măcar dumneavoastră faceți-o. Da. Dar credeți-mă, adevărul e la mijloc. E la mijloc. Dar... Deci, când dânsul a fost omorât, acolo pe aproape de ograda cumnatului dumneavoastră, eu de mult nu mă îndoiesc. Ultimul sunet din telefon al lui Serioja a fost la dânsă. Dar mai este o versiune. A fost găsit urme de sânge. Văd că toți tac, dar cineva trebuie să vorbească, cineva trebuie să scoată adevărul la față. Nu mi-ești în vocea mare. Uite, noi considerăm că este implicat cu tare și cu tare.